La mănăstirea Hadâmbu din județul Iași a avut loc în zilele de 9 și 10 octombrie 2023 sinaxa monahală a stareților și stareților din Arhiepiscopia Iașilor. Aceasta s-a bucurat de prezența înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor. Cei doi ierarhi au fost întâmpinați luni seară în fața clopotniței așezării monahale din Dealul Mare de către arhimandritul Gavril Alexa, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. De asemenea, alături au mai fost părinții exarhi de zonă, părinții stareți și maicile starețe. În biserica acoperământul Maicii Domnului a mănăstirii s-a oficiat vecernia mică în prezența celor doi arhierei. Adâncul tău haine este îmbrăcămintea lui peste mulți vărsate. De certarea ta vor fugi de glasul tunetului tău. Pentru Sfântul Biserica aceasta, pentru cei cu credință, cu evlavi și cu frică lui Dumnezeu, trece se roagă între Iisa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, episcopul vicar al Iașilor, pentru cinstita preoțiucea Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea ta. Sfânt și fericit, Iisuse Hristoase, venit la
statutul soarelui văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul. Dăruiește-mi gând de întoarcere, Dumnezeule, ca să strig, mântuiește-mă, bunule, făcător de mine. N-a trăimi strălucindu-se în soținea cea de bun frat, a surpa cruzimea tiranilor, pentru aceea călcând vă paia și dănțuind cântam, iată acum! Acum cu o sârdie să alergăm noi păcătoși și smeriții și să cădem cu pocăință strigând din adâncul sufletului, Stăpâne, ajută-ne milostivindu-te spre noi, grăbește că perim sub mulțimea păcatelor. Și Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Și îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește-le, cugetele îndreptează-le, gândurile curățește-le. Marți 10 octombrie de la ora 4, programul liturgic a cuprins miezul nopții ca otrenia, ceasurile și Sfânta Liturghie. Pe lângă cinul monahal, la slujbe au asistat și numeroși pelerini care au poposit la mănăstirea Hadâmbu după ce s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași. Această lumea pentru bunăstarea Sfintelor de Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfântă mănăstirea aceasta și pentru cei ce cu credință, cu frică de Dumnezeu și cu evlavie intră în drânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfințitul Nichifor Potoșeneanu, episcop Licar, al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru cinsta preoții Mircea Hristos de Iaconime, pentru tot clerul și poporul, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeu cuviosul, Părintele nostru, Stareț, Arhimandritul Nicodim, împreună cu toți părinții, frații, ostenitorii, miluitorii și binefăcătorii acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Miluiește, miluiește și păzește pe noi, Dumnezeu, harul Tău! Doamne, miluiește! Ai primit pentru mântuirea noastră, te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și Sfântul. Când vă vor rugă pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, fiind a căzut cu fața la pământ
și s-a rugat zicând, Doamne, dacă vrei, pot să mă curățești. Slavă ție, Doamne, slavă ție, pentru munța totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe preasfințitul Părintele nostru Nichifor Bătușăneanu, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Ieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și curea și Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Amin. Și noi pe toți drept maritorilor creștini să vă pomenească Domnul Dumnezeu. Părintele Mitropolit Teofan a mulțumit Arhimandritului Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, pentru găzduirea lucrărilor sinaxei. Dăm slavă lui Dumnezeu, preasfinția voastră, cuvioși părinți stareți, cuvioase maici starețe, Părinte Nicodim, starețul acestei sfinte mănăstiri, împreună cu obștea și dumneavoastră, iubiți credincioși, împreună dăm slavă lui Dumnezeu, că ne-a binecuvântat să fim în această dimineață în Sfânta Mănăstire Hadâmbu, săvârșind Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, împărtășindu-ne cu cuvântul și cu slava lui Dumnezeu care coboară asupra noastră prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sfântă și Dumnezeiasca Liturghie pentru binecuvântarea acestei zile pentru fiecare în parte și pentru toți la oaltă. Pentru stareții și starețele din Arhiepiscopia Iașilor, pentru întâlnirea pe care o avem în această zi, iar pentru dumneavoastră închinători la Sfânta Parascheva și în această Sfântă Mănăstire, în numele tuturor aducem slavă și mulțumită lui Dumnezeu pentru tot și pentru toate, rugându-L să nu ne părăsească, rugându-L să ne dăruiască putere să sesizăm și să simțim, mai bine zis, prezența Lui în viața noastră și în viața Lui. Aducem mulțumire Părintelui Stareț Nicodim, împreună cu obștea, pentru că ne-a găzduit, ne-a hrănit și ne hrănește. Împlinesc cele de cuvință pentru ca sinaxa monahală, precum și dumneavoastră obștea cea creștinească, să simțim aici prezența lui Dumnezeu, a preasfintei sale Maici, ocrotitoarea acestei sfinte mănăstiri, să simțim prezența rugăciunii Sfintei Parascheva și ale tuturor sfinților.
Să ne ajute Dumnezeu cu al Său dar și cu a Sa iubire de oameni. Amin. În trapeza așezământului social filantropic, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv s-a desfășurat apoi sinaxa monahală în prezența celor doi ierarhi și a stareților și stareților din eparhia Iașilor. În al preasfințitul Teofan a ținut un cuvânt de binecuvântare, iar apoi ieromonahul Nicolas Saharov, duhovnicul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Essex, Marea Britanie, a susținut conferința Sfânta Treime, model al comunității monastice. Mă rog Duhului Dumnezeu, Stăpânului, Doamne, protejează-mă. There are people who might come and demand communion and etc. People like this. Și sunt oameni care vin și revendică și cer Sfânta Împărtășanie. And I said, Lord, You educate them. Și mă rog Domnului ca El să-i educe și să-i instruiască. And in my experience, He does. Și din experiența mea, El chiar o face. After a while, in the monastery, people sometimes themselves leave the monastery. No one pushes them out. Iar din experiența mea, acești oameni sau parte din ei singuri părăsesc mănăstirea. In our monastery, no one has ever been asked to leave. No one. Din câte știu eu, în mănăstirea noastră nimeni nu a fost rugat să plece. But Father Sofroni, even after his death, creates such a situation for the life of the person becomes impossible. But Father Sofroni creates such a situation that the life in the monastery for the person becomes impossible. Părintele Sofroni a creat o asemenea atmosferă în mănăstire pentru... No, not in his lifetime, after, as a saint. A creat ca sfânt și cultura sa producească în mănăstire o astfel de situație ca persoanele să poată deveni impossible. And they leave themselves. And this is the safest way. Și acesta este modul cel mai sigur. But as for me, my rule number one is. Dar pentru mine regula numărul 1 este. Iată rog lui Dumnezeu să fie pentru mine după cuvântul tău. If I have to bear this person, I have to bear. Dacă trebuie să port și să duc în spate acea persoană, o voi duce. And if it is not thy will, O Lord, dacă nu este, you yourself do something and take this person away. Dacă nu este voia ta, Doamne, tu să faci ceva și să iei această persoană de la mine. So, the work of a spiritual father is not the work, it is collaboration. Așadar, lucrarea Părintelui Spiritual nu este o lucrare de colaborare sau de conlucrare. Yes. It's God. Collaboration with God. Este o lucrare de colaborare cu Dumnezeu. În partea a doua a întâlnirii au avut loc discuții privind aspecte duhovnicești și administrative ale viețuirii monahale din cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor. Prin grija arhimandritului Nicodim Gheorghiță, mănăstirea Hadâmbu a oferit oaspeților atât cazare cât și trei agape frățești.